Bună ziua și bine ați venit în My Chicken Kitchen. Mă gândeam astăzi să facem niște murdării în această bucătărie. Pentru că în vară este soare, nu filmez un braț că nu-i frumos. Ești. Pentru că afară este, scuză, afară este soare, am pus aceste polorie. Filmează-mă bine. Așa, și astăzi vroiam să facem niște prăjitură la proști. Nu așa zice. Cum zice? La nou, cum zice prăjitură la proști? Prăjitură deșteaptă. Astăzi facem prăjitură deșteaptă. Și prăjitură deșteaptă i-o găsit la, cum se cheamă, fata aceea, Jamila Chuisin. Așa, și care face rețeturi din astea. Și astăzi vreau să vă arăt și la voi cum vom face chicken, ăsta numit mai chicken. Așa, cum facem în mai chicken niște prăjitură deșteaptă. Niște prăjitură deșteaptă. Și vă arăt la voi cum se face, că mi-a dat așa cu spray în ochi. Și vreau să facem astăzi în My Chicken Kitchen, așa, prăjitură deșteaptă. Bine. Eu întorc și camera și vedem, facem acolo spate. Bună. Bun, deci așa, în acest mixer foarte scump pe care voi în Țara Minunilor aveți, nu? Zice Jamila Chuisin că punem zahăr. Ea zice că pune pus ăsta în mixerul foarte nu știu ce. 250 de zahăr, dar eu nu pun 250 de zahăr, că nu pun. Eu am pus 300 așa. Se filmează, e bine. Și zice că acesta zahăr se pune cu galbenușuri, cu 9 galbenușuri, dar eu nu pus 9 galbenușuri, că 9 galbenușuri e așa puțin. Și familie mare este la noi, adică eu și nevastă mea. Și aștept să se scurgă ăsta odată. Așa. Deci s-ar mișca. Și punem în chiuveta foarte curată. Și zice Jamila Chuizin că trebuie să amestecăm. Păi nu merge să amestecăm, fă. Așa, zice să amestecăm acesta. Amestecăm atunci. Uite cum amestecă. Mișcă, mișcă din buric, mișcă, mișcă din buric, să te vedem puțin. Toro, toro, to, to, ho. Ode, mișcă, 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 mișcă. Vitezul e trebuie să fie așa mare, ca să face spuma aia acolo. Albușul făcut spumă se. Așa, vom pune ăsta. Jamila Chuizin zice că noi trebuie să punem niște unt, care ci că e topitul și răcitul, da, eu topitul în microunde și murdăritul totul, microundurile. Și da. Bun, vom pune acesta acolo cumva cu o mână, da. Uite așa. Ce culoare respecta mușteroasare, că nouă ne place. Uitați-o. Să punem din nou în chiuveta foarte curată și spălată. Și cum se pune mixerul jos,
Cum naiba vom face aceasta? Cam 7 mâini folosibile. Punem de camera. Camera. Așa. Josul și vom mesteca cu ăsta, mixerul. Haide, mestecă. Dă-i mai repede. Pus așa, cum a pus făină, fleur. Cum se zice în englici. Da, și punem camera jos. Coborâm de mixerul. Da. Să mai facem ceva la cameră. Că poate cadem. Și acum să dăm vitezuie încetă. Ca să nu zboare făinule din mixerul nostru foarte scump pe care l-am cumpărat de la Kaufland-ul. Da. Da. Vreau să vezi zice că dacă vei place nu vei place. Dacă vei place această rețetuie, puteți să dați-o așa un like, share, subscribe, nu subscribe, fă prosto. Ce vei place vouă. Am așteptat să se mestecuie. Mixer oprit la noi și vom degusta laptele. Care este, trebuie fie rece. Laptul e rece pus acolo. Și vom porni mixerul. Foarte scump cumpărat de la Kaufland. Vom da la această viteză pe care voi în Țara Minunilor nu aveți. Și așteptăm să se mixueze. Hai, mixuiază-te. Salam, regedon, salam. Nu avem salam. Vom vituezue, date mai repede. Haide, mixerul e cumpărat de la Kaufland foarte scump. Așa. Foarte fancy. Mișca din buric, să adăugăm lăptic, mișca din buric. Vedem cum curge cascada de laptue în mixerul foarte scump cumpărat de la Kaufland. Și ce proastă sunt că am dat cu laptele pe mixer, bravo, proastă, da. Așa, vom pune acest garnă gradată în chiuveta foarte curată și spălată. Așa. Și acum vom pune în ăsta bol. Bolul din acest mixer foarte scump cumpărat de la Kaufland. Așa. Extractul de vanilla, yes. Și vom turna niște puțin. Nu mult, că aceasta este foarte scumpă cumpărat. Acest extract este foarte cumpărat scump de la Kaufland. O vom pune cam toată. Că noi ne permitem la bugetul nostru foarte redus. Vom pune camera jos, că așa zice în contractul ăsta. Foarte minuțios, pe care noi îl plătim în fiecare lună. Da. Și vom pune în această mixer bol foarte scump cumpărat de la Kaufland niște ăsta vanilie, nu știu cum se zice aici, Ceschia Bojkov, nu Z, Bojkov, care este cu vanilie, habar n-am ce. Dar are un gust foarte delicios și mirosul lui compensează nimic. Are un gust foarte așa delicios, minuțios, cumpărat din acest mixer de la Kaufland.
foarte bun, delicios. Mirosul lui este foarte extravagant, extra, nu știu cum. Și mă mâncă capul din cauza păduchilor, așa. Și vom pune această sticlă, o leacă puțin din ea, în bolul mixerului cumpărat foarte scump de la Kaufland. Băgam iași picioarele că am pus tot. Bine, vom turna tot, că așa ne place nouă, să fim niște alcoolici, anonimi. Uite cum se mișcă, uite cum se mișcă, aduceți o cușcă, aduceți o cușcă. Și vom pune în coșul de gunoi foarte curat de la Kaufland. De fapt foarte cumpărat nu de la Kaufland. Vom pune mixerul foarte jos și amestecăm această compoziție în bolul mixerului foarte scump cumpărat de la Kaufland. Și după aceea în această bucătărie foarte curată, așa, cum a zis Jamila Chuizin, că va folosi, cum se zice, hai să mă duc să mă văd dacă poate îmi filmează bine. Cum a zis Jamila Chuizin, că ouăle se pun separat, dar, adică nu ouă separate, să-mi fixeze pălăria, da, așa, să mi se vadă chelia foarte scumpă, cumpărată foarte ieftin de la Kaufland, așa. Acele 9 ouă separate, hai să vedem dacă filmează bine, filmează bine. Uite, voi n-aveți bani, eu am bani, da? Așa, ce ziceam? 9 acele ouă separate care sunt folosit, cumpărat, băgat în bolul foarte scump de la Kaufland. Așa, gălbenușurile le-am pus acolo și acum vom folosi ăsta, albușurile pe care le vom bate cu... cu mixerul care l-am prăjit din greșeală, așa, undeva la un capăt, că sunt foarte îndemânatic proastă, da. Așa, uite acolo. Și cu ocazia aceasta vreau să vă arăt și frigiderul nostru, foarte, foarte vechi, dacă aș putea să zic, este foarte vintage. Da, vom amesteca cu niște safră, sare de praf, unde n-ai bofi și aia. Vom găsi în acest... vă arăt și în conținutul la dulapurile mele, că eu nu fac așa ceva. Uite, acolo avem varză stătută de acum 5 ani și compote de prune sălbatice. Dacă ar curge, 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 curge. Cred că am pus cam mult, dar nu este nicio problemă. Că așa ne place nouă, că noi avem bani și avem fițe și vom amesteca cu acest mixer foarte, pui mei știe cum, în acea compoziție. Că și după revenim, că așa zice contractul, da, cu crema deja amestecată. Adică pentru voi durează câteva secunde, pentru mine o să dureze cam multe ore până bat acele albușuie. Dar compoziția aceasta în bolul foarte scump cumpărat de la Kaufland, mixer, da, să vă arăt ce mai am. Poate vă place, poate nu. Uite acestea, fețișoare zâmbitoare foarte cumpărate de la Pâlzen, din Cehia, Republica Cehia, da. Pâlzen, Cehia, da. Așa, aceste învârtitoare cu niște vrăji, da. Așa, că voi acolo în Țara Minunilor nu aveți și vom continua să această compoziție va sta acolo până noi, da, ne ocupăm, uite acolo, să batem niște oaie în bucătăria... foarte curată, dar nu cumpărată de la Kaufland, da. Revenim după publicitate, da, publicitate. Uite cum se învârte, aduceți cușchele, uite cum se învârte, aduceți cușchele. Ta-ra-lam, la-la-lam, ta-ra-l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 a-
Am terminat pus ăsta aici, am bolul care am făcut spuma și în acest bol foarte scump cumpărat de la Kaufland, tot cu ăla, vom incorpora aceste ouă făcute cremă spumă, cumva. Se dă cam greu.
Luăm o dita mai linguroaca și o să amestecăm acolo foarte încet cu mișcări din China și ai restul, da. Mamă, să nu mă întrerupi. Te amestecăm, uite, așa. Ei, arată fain. E foarte fancy, fancy. O să dureze cam 5 ore până amestec eu tot ăsta. Dar te trebuie amestecat. Da. Hai să punem tot și vorbim mai încolo. Mama? Ce? Nu, uite, filmez picioarele care sunt cumpărate de la Kaufland. Bun, să continuăm. Am pus în aceste vasuri foarte frumoase, făcute la temperatură, habar n-am de care, de ienă, care de sticlă, niște ulei foarte... Mama, de unde l-ai cumpărat acest ulei foarte de floarea soarelui? Care a fost foarte scump, da. În aceste vase... cu făină. Jamila a spus ceva de genul că se bagă în vase ienă de, da. Și a pus cu unt și făină, dar eu nu am vrut să pun cu unt și făină, că așa mi-am avut o chef. Și am pus cu ulei și făină, care este exact aceeași chestie, da. Și vreau să pun compoziția cum naiba, nu știu, pentru că eu filmez cu o mână și cu cealaltă nu pot. Da, în aceste compoziție, adică compoziția aceasta foarte frumos mirositoare și extrem de aerată și cu multe bule făcute de spuma de ou foarte, 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 foarte bună. Da, fac mișto acum de această compoziție pentru că este miroase bine și este foarte aerată și... și m-am plictisit să tot vorbesc atâta. Pun asta acolo și da, mă scarpin în cap, în casă, voi nu vedeți. Și după aia vom pune la cuptorul, uite acesta. Au, spatele. Da, l-am pus la ventilation. Și ce naiba, caută la 200 de grade și îl vom pune la 150 de grade. Da. Uite-mi picioarele. Sexy, sexy. Așa. Haosul din bucătărie, să-l filmăm. Că nimeni care face rețete nu filmează haosul din bucătărie după ce filmează. Da, să-mi stăie pălăria bine. Și... și așa este frumos. Am niște păduchi. Iar o mai încolo. Da. Și vreau să pun o dată această compoziție acolo și să băgăm tăvile la cuptor, da. Bun, și am pus terminat ăsta, crema, în aceste vasuri foarte frumoase de ienă. Și le vom da la cuptor pentru o oră. O oră, da. Vom da... le vom băga pe amândoi în cuptor la 150 sau 140 de grade Celsius. Da. Și după aceea... filmează bine, Momo? Ha? Bine, filmează bine. Îmi taie din cap? Poate filmează acum bine, în fine. Vom băga... astea două tăvi la filmează bine, super. La 140-150 de grade, l-am pus 150 de grade pentru o oră. Și după aceea le lăsăm să se răcească. Eu le las să se răcește în cuptor, ca așa vreau eu. Dar puteți să le scoateți și afară. Să le aruncați pe geam să se răcească și după aceea le găsiți cum vreți voi. Le bagă în cuptor și mai vorbim. Da. Bun, deci am pus aceste doi vase foarte frumoase de ienă în cuptorul cu ventilation, da, acolo ventilație la 150 de grade și vom închide ușa cuptorului aceasta, da,
și vom seta niște ceasuri care vor fi acelea să dureze cam o oră toată nebunia. Le punem pe toate trei ca să fim siguri. O să sune, da, toate trei, l-am dat înapoi la 0 și ăsta tot înapoi la 0 și lămâia tot înapoi la 0 și ne vom pune să facem o dată curat în bucătăria noastră și robotul foarte scump cumpărat de la Kaufland, da, și arată totul groaznic, ca așa e frumos. Și vom reveni. Vom aștepta să se facă compoziția cam o oră. Da. Așa, timp în care nu vă voi mai arăta nimica, cred, habar n-am, că vorbesc până și îmi curge mucile. Facem o poză? Nu stă bine? Stă bine? Da. Așa, vom ajuta să se facem cam o oră, după aia le lăsăm, uite pe mine, mă, da, deci le vom lăsa cam o oră să se facă în cuptor, după care compoziția va trebui să stea o oră la cuptor, cum am mai zis, la 150-140 de grade, timp de 60 de minute, pardon, 60 de secunde. Și după care facem așa cum vreți voi, dar nu știu dacă filmez eu acolo, după ce prăjitura e gata, dar puteți să filmați, mă, dar mă puteți urmări evoluția prăjiturii pe Instagramul meu. Habar n-am cum mă cheamă. Da. Dar vă las un din ăla. Un link în descriere cu Facebook-ul ăsta. Instagramul meu, unde puteți găsi cum s-a terminat ăsta prăjitura. Chestie. Da. Și dacă v-am plăcut, vă așteptăm și viitoare dată să facem iară prăjituri în cuptorul nostru de bucătărie cumpărat de la Kaufland. Never mind! Da. Cam atâta, ne vedem viitoare dată. Pupici, iubiți-vă mult, nu beți, nu vă îmbătați. Dați-vă cu cremă foarte scumpă cumpărată de la vietnamezi pentru soare, da, așa, care a fost, doamne, 219 coroane și n-am folosit-o niciodată, da. Atât. Ne vedem viitoare dată, da. Haide, pa. Ciusi. Pusi, pusi, busi, busi. Hai. Pa. Doamne, bine miroase este acolo, cald. Mm-hmm. Nu, uite, miroase bine. Foarte bine. Da, da, deci prăjitura așa arată, așa, pus eu aici peste farfurie, ea arată de fapt așa și arată foarte groaznică, da, tăiat margini pus aici în acest bol foarte frumos, cumpărat tot de la Kaufland, pentru că am făcut două tăvi, mama nu intra în cadru că te bat, această prăjitură este foarte aerată și cu fițe și... Să vă arăt și fundul, care arată groaznic, de, așa, am tăiat-o acolo pe acea tavă tot cumpărat de la Kaufland și sper că vă place această rețetă și că ne veți da, puii mei ce ne veți da, așa, prăjitura s-a format în straturi cică.
Așa, să acoperim coșul de gunoi, să nu se vede. Apropiem de cameră, să punem zoom pe ea, să vedem cât de bine arată. Am, da. Vă arăt și forma dinților mei. Mamă, nu apărea în cadru, că nu-i frumos, da. De, tu, de, oprit greșeală din cameră, da. Mă place la tine, vorbește eu cum? De că v-a plăcut rețeta la noi, mine, că doar eu am făcut rețetă. Nu a ajutat nimeni. Comentariu spui tu nu? Bine, de că v-a plăcut că ăsta, plăcinta, faceți-o și voi la fel de funny, făcut eu astăzi. Vroi să spui atâta. Ne vedem la Kaufland unde ne fac cumpărăturile. Pa!